Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blonde, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Ziua armatei a fost marcată și în piața prefecturii din Târgu Jiu, imagini imediat la știri. Sistem inteligent de monitorizare a traficului din Târgu Jiu, de când va fi funcțional, vă spune imediat la știri. Și temperaturi de vară în prag de iarnă, meteorologii anunță că termometrele vor indica și 28 de grade Celsius zilele acestea. Militarii gorjeni și oficialitățile județului au marcat astăzi ziua armatei. Ceremonia derulată la Târgu Jiu a cuprins alocuțiuni rostite de autorități, dar și o slujbă religioasă în memoria ostașilor căzuți la datorie. La eveniment au fost prezenți și cetățeni care susțin că armata rămâne instituția de forță în care oamenii au cea mai mare încredere. Evenimentul s-a desfășurat în piața prefecturii și a debutat cu intonarea imnului de stat. Apoi a urmat o slujbă de pomenire în memoria soldaților gorjeni căzuți pe fronturile de luptă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate ceresc înghietorile Duhul adevărului. Rând pe rând, șefii de instituții publice au reamintit importanța armatei în istoria țării. Instituția apărării naționale, subordonată exclusiv voinței poporului, este întru totul angajată în misiunea sacră de garantare și apărare a valorilor statului român. În fiecare zi, militarii sunt angrenați în sarcini și activități care servesc îndeplinirii acestei misiuni. Există însă o zi în calendar dedicată instituției apărării, în care militarii activi, precum și colegilor ieșiți din activitate, își reconfirmă public voința de a rămâne strâns legați de destinul armatei. Prin valențele sale istorice și conotațiile prezentului, ziua de 25 octombrie rămâne un reper în calendarul marilor aniversări naționale. Ziua Armatei României este un prilej al rememorării luptelor, eroismului și victoriei din 25 octombrie 1944, în cel de-al doilea război mondial. După succesele din campania de vest împotriva trupelor hortisto-hitleriste, militarii români au rearborat în glorie flamurile tricolore ale drapelului pe ultimele teritorii eliberate, în zona localităților Carei și Satu Mare. Ziua Armatei Române, pe care o sărbătorim astăzi, este un omagiu adus peste timp tuturor eroilor căzuți în luptă pentru apărarea pământului românesc. Acum avem cel mai bun prilej de a le mulțumi generațiilor de astăzi de militari ai României, în care ne punem toată încrederea pentru apărarea țării sau ne reprezintă cu cinste în misiuni și diferite teatre de operații din lume, sub egida Alianței Nord-Atlantice, ONU sau a Uniunii Europene. Armata română se bucură în continuare de încredere în rândul cetățenilor gorșeni. Sunt niște manifestări deosebite, în special în situația în care ne aflăm acum cu situația din Ucraina. Și e foarte binevenită și avem încredere în tinerii acestea militari că își va face datoria în caz de orice problemă care s-ar putea evi. Mai reprezintă interes armata pentru oameni? Da, sigur că da. Fără armată nu se poate. Armata este care ne apără și fără armată nu se... un popor nu există fără armată. N-are siguranță în apărarea țării. Foarte frumoasă și într-adevăr merită. O femeie ca să lupte în război. Și cum era și singură, și să lupte pentru patria alături de bărbați, e ceva deosebit. Aveți, doamnă, încredere în armată? Da. Da. Armata e cea care ne apără. Dacă n-ar fi armata, noi ceilalți, mai puțin, dar armata trebuie să lupte. Trebuie să lupte și onoare ei, onoare ei, cinste celor care luptă, militarilor. Și tuturor poporului român. Autoritățile au depus mai apoi coroane de flori în memoria eroilor neamului. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.
Gata cu traficul infernal din municipiul Târgu Jiu, autoritățile locale au semnat contractul de execuție pentru realizarea unui centru infotrafic în municipiu. Odată cu finalizarea investiției, traficul va fi decongestionat, deoarece proiectul prevede un sistem inteligent care va scădea timpii de așteptare la semafoare. În cele mai aglomerate zone din municipiu vor fi montate mai multe sisteme care arată câte mașini intră în oraș. Este proiectul pilot. Înainte de a depune documentațiile pentru obținerea acelei finanțări de 8 milioane de euro, am fost obligați ca pe bugetul local să creăm o intersecție cu o semaforizare inteligentă. Astăzi, în zona aceasta, în zona Casei de Cultură, avem o semaforizare inteligentă cu bucle inductive, exact ceea ce încercăm să facem la tot proiectul care privește municipiul Târgu Jiu pe sistemul infotrafic, cu contabilizarea tuturor autoturismelor care trec prin această zonă. Deja prima intersecție a fost dotată cu acest sistem inteligent, investiția fiind realizată cu bani de la bugetul local. Sisteme care monitorizează numărul de autoturisme care intră în această intersecție. Da? Dar numărul de autoturisme care intră în această intersecție transmit un semnal, da, într-un sistem smart și de acolo se corelează timpii de așteptare pentru pietoni sau pentru autoturisme. Când volumul de trafic este foarte încărcat, timpii de așteptare normal sunt mult mai lungi pentru pietoni și invers atunci când numărul de mașini este mult mai mic, pietonii folosesc trecerile de pietoni pe o perioadă mult mai scurtă de timp. Potrivit municipalității, proiectul Infotrafic prevede un centru de comandă și control dotat cu o platformă de comunicații de mare viteză de ultimă generație și un sistem de prioritizare a transportului public. Cel întotdeauna contabilizează pe de o parte datele în sistemul care se va pune la dispoziție în centrala din 23 august. Acolo, pe o structură inteligentă, se stabilesc timpii pentru fiecare intersecție, cu prioritizare pentru transportul în comun. Trebuie să vă spun că acest sistem infotrafic este în momentul de față complementar sistemului de transport în comun. Întotdeauna, mijloacele de transport în comun vor avea prioritate. Este corelat cu sistemul de transport în comun. În momentul în care șoferul de pe troleibuz va apăsa un buton, el trebuie să aibă cale liberă până la primul semafor. După aceea, ulterior și celălalt semafor și tot așa se deschid pentru sistemul de transport în comun. Va fi permisă monitorizarea tuturor zonelor de risc, de la parcuri, zone periferice și până la unități de învățământ. Dispeceratul va cuprinde unități mixte formate din reprezentanței poliției locale, poliției rutiere și primării, pregătite să intervină foarte rapid pentru rezolvarea problemelor. Referitor la camerele de luat vederi, sunt 147 de camere de luat vederi care sunt montate pe bulevardele principale, în special în zonele de risc, în special în intersecțiile aglomerate, așa încât să poată să transmită nu numai ceea ce dă semaforul sau timpii de la semafor, inclusiv vizual, să se poată interveni dacă este cazul și, dau exemplu, sărbători, nu știu, se întâmplă o aglomerație care nici semaforul în sine nu poate să o mai stăpânească. În acele condiții există perspectiva ca dispecerii care lucrează în acel centru, având în permanență viața orașului, să poată să intervină. Fie o corelare de timp, fie o micșorare de timp pe o altă ramură, sau chiar cu prezența fizică în teren. Sunt panouri cu camere de luat vederi care identifică inclusiv numele dacă o mașină e dată. Da, exact. Dacă dă o alertă, poate fi identificat inclusiv un număr. Camerele de supraveghere au și un alt rol, spun reprezentanții primăriei Târgu Jiu, acela de a proteja cetățenii care circulă prin oraș. Când spunem siguranța cetățeanului, înseamnă că cetățeanul trebuie să fie în permanență sau să simtă că se găsește în siguranță. Camerele de luat vederi, pe lângă rolul pe care îl au în intersecții, mai au și rolul de a monitoriza ce se întâmplă din punct de vedere al unui scandal, din punctul de vedere al furturilor, sau Dumnezeu știe ce se poate întâmpla. O mare parte din aceste camere de luat vederi vor fi montate în stațiile de transport public. Modernizăm 47 de stații în municipiul Târgu Jiu, 40 pe proiectul de modernizare a rețelei catenare, 7 stații sunt prin acest proiect prinse ca să întregim totalul sau necesarul de stații pe area de operare a municipiului Târgu Jiu, a operatorului. În momentul în care
ajunge cetățeanul în zona stației, acolo este preluat de camera de luat vederi și se dă siguranța că nu îi se poate întâmpla nimic sau dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, cel puțin se poate căuta într-o arhivă ce s-a întâmplat. Când a plecat din stație și urcă în troleibuz, este preluat de camera de luat vederi de pe troleibuz. Troleibuzele la ora actuală sunt dotate cu camere de luat vederi. În momentul în care intră în mijlocul de transport, sunt camerele de monitorizare din mijlocul de transport. Iată de ce, pe lângă creșterea fluidității, s-a mers foarte mult pe siguranța cetățeanului. Șoferii salută inițiativa municipalității și speră ca investiția să decongestioneze traficul rutier din oraș. Mi se pare un program bun, timpii întotdeauna sunt mai mari, acum să se rezolve problema. Este aglomerat în oraș? Foarte aglomerat, foarte aglomerat, da. Este foarte aglomerat în oraș și cred că ar fi în regulă un proiect să se reducă acest timp de așteptare, fiindcă e timpul nostru în primul rând. Proiectul trebuie finalizat la sfârșitul anului viitor. Valoarea investiției este de 8 milioane de euro, bani asigurați din fonduri europene. Primarul Marcel Romanescu a participat la întâlnirea regională cu liberalii din Oltenia. Romanescu a ținut să precizeze că a discutat cu premierul Nicolae Ciucă despre nemulțumirile pe care le are. Primarul vrea ca guvernul să se implice mai mult și să asigure cofinanțarea la proiectele pe care le-a accesat pentru municipiul Târgu Jiu. Marcel Romanescu este deranjat de faptul că nu a fost susținut de formațiunea politică din care face parte în proiectele pe care vrea să le deruleze în municipiul pe care îl conduce. Sunt mai mulți vinovați. În primul rând, organizația din care făceam parte, pentru că de aici trebuia să plece semnalul. Totuși am câștigat ceva în Oltenia și nu foarte ușor. Iar ulterior, sunt convins că și cei care au deținut funcțiile guvernamentale de la București, pentru că nu cred că la București nu se știa că în Oltenia au și un primar de municipiu. Dar, încă o dată, vreau să depășesc acest moment, vreau ca, măcar de acum încolo, cei care se află la guvernare, mai ales când vorbim de Partidul Național Liberal, să poată susține eforturile pe care le facem. Eu nu le-am cerut decât un singur lucru la acea întâlnire, să ne asigure măcar cofinanțarea la proiectele pe care le-am accesat și pe care le-am contractat. Dacă ne-ar asigura cofinanțarea, eu aș fi mulțumit. Când vorbești de 250 de milioane de euro pe fonduri europene, vorbești de cel puțin 7, 8, 10 milioane de euro pe care trebuie să-i asigure autoritatea publică locală. Și lucrurile astea ar trebui făcute la nivel național. Ca să intrăm într-o competiție reală și corectă, guvernul ar trebui să-și facă o analiză la fiecare autoritate publică locală în funcție de proiectele accesate și contractate pe fonduri europene. Și din acel moment, poate nu ne mai plânge că bugetele care le alocă Uniunea Europeană nu sunt consumate la valoare maximă. Marcel Romanescu susține că se aștepta ca sprijinul să fie unul mai mare, ținând cont că este singurul primar liberal de municipiu din Oltenia. Nemulțumirea legată de faptul că nu am fost susținut așa cum cred că putea să fie un singurul primar, singurul ales local pe cea mai înaltă funcție în Oltenia. Sunt, pe la urmă, singurul reprezentant de nivel înalt, cu toată aprecierea mea pentru toți cei care și-au câștigat alegerile. Sunt singurul primar de municipiu din Oltenia și, ținând cont de faptul că nu avem nici președinte, nici vicepreședinți de Consiliu Județene, rămân, pe la urmă, cel mai reprezentativ ales local din această regiune și mă așteptam, sincer, ca sprijinul pe care să-l primesc să fie mult mai profund. Concret, la ce vă așteptați? La fonduri mai multe? La o susținere în totalitate a proiectelor pe care le-am dezvoltat la Târgu Jiu. Sunt foarte multe lucruri pe care mi le doresc realizate și cred că dacă nu aș fi accesat finanțele europene, aici stăm foarte bine, avem la momentul ăsta în jur de 250 de milioane de euro atrase, nu puteam să mișcăm orașul în direcția corectă. Și asta a fost discuția pe care am avut-o la Craiova, mi s-a dat dreptate. Acum trebuie să recunosc că eu am trecut prin vreo 4-5 guverne din calitatea de primar, deci nu am decât 5 ani de mandat. Cred că s-au succedat 5 guverne în perioada celor 5 ani de mandat din calitatea de primar și sper în continuare că după acea discuție pe care am avut-o la Craiova, domnul prim-ministru Ciucă și cu domnul secretar general au înțeles cu adevărat care sunt prioritățile pentru municipiul Târgu Jiu. Speră să găsească de la centru mai multă înțelegere pe viitor, iar proiectele demarate în Târgu Jiu să prindă contur.
Tragedie în județul Vâlcea. Un bărbat a murit în timp ce se afla la pescuit. Este vorba despre un vâlcean de 55 de ani care a atins cu undița firele de înaltă tensiune din zona unde pescuia. El a fost electrocutat și a murit pe loc. Medicii care au fost solicitați să intervină la fața locului nu au reușit să-l salveze pe bărbat în ciuda eforturilor depuse. Tragedia s-a petrecut la Balta Proien, de pe raza localității Brezoi din județul Vâlcea. Bărbatul de 55 de ani a murit pe loc după ce a fost electrocutat. Paramedicii SMURD au fost solicitați să intervină pentru salvarea bărbatului în vârstă de 55 de ani. Din câte se pare, persoana electrocutată a aruncat cu lanseta în zona firelor de înaltă tensiune, care tranzitează zona Proien. La fața locului s-au deplasat două echipaje de intervenție, un SMURD și o ambulanță a serviciului de ambulanță județean Vâlcea. La sosirea salvatorilor la fața locului, victima a fost găsită în stop cardiac, 10 de minute încercând medicii să-i salveze viața prin manevre de resuscitare. Din păcate, însă, manevrele efectuate nu au avut niciun rezultat, decesul fiind declarat de către medicul SAJ, a transmis ISU Vâlcea. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut această tragedie. Grav accident rutier petrecut noaptea trecută pe un bulevard din Craiova. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției și s-a izbit violent de două mașini parcate. Potrivit presei locale, șoferul circula cu viteză mare. Patru tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au ajuns la spital cu răni grave după impact. Accidentul rutier a avut loc azi noapte pe bulevardul Nicolae Titulescu din Craiova. Patru tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au fost răniți și transportați la spital. Toți se aflau în aceeași mașină și au suferit răni după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul în alte două mașini parcate. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit că un tânăr de 20 de ani din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Titulescu, din direcția străzii Calea București către Calea Severinului, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto și trei pasageri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, toți din municipiul Craiova, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ, a transmis IPJ Dolj. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. O turistă a trecut prin clipe de panică după ce s-a rătăcit în munții din județul Mehedinți. O femeie de 42 de ani a plecat pe un traseu montan și nu a mai găsit calea de întoarcere. A sunat la 112, iar salvamontiștii au reușit să-i dea de urmă și să o salveze înainte de lăsarea întunericului, atunci fiind un real pericol pentru femeie. Turista de 42 de ani a plecat pe un traseu în zona mănăstirii Vodița, porțile de fier 1, și nu a mai găsit drumul de întoarcere. Ea a fost salvată de echipajele Salvamont. După ore bune de căutări efectuate de echipele Salvamont din cadrul direcției Geoparcul Platoul Mehedinți, alături de pompieri și jandarmi, femeia a fost coborâtă în siguranță. Din fericire, era într-o stare bună și nu a necesitat îngrijiri medicale, au transmis cei de la Salvamont. Salvamontiștii dau și câteva sfaturi pentru cei care pleacă în drumeții: să evite să plece singur la drum, recomandabil în grupul de cel puțin 3 persoane, din care una să cunoască zona, și să apeleze cu încredere echipele Salvamont, singurele structuri abilitate legal pentru intervenția în salvarea montană, prin dispeceratul național Salvamont la numărul de telefon 0 Salvamont 0725 826 668 sau prin 112. Doamnelor, domnilor, urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți însă alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații.
Argeș Trans angajează șoferi categoria B, 3,5 tone pentru transport marfă pe comunitate. Se oferă salariu pe țară diurnă între 42 și 45 de euro pe zi, în funcție de experiență, posibilitate plată pe card și contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se cere obligatoriu experiență minimum 6 luni în transport marfă pe comunitate, seriozitate și responsabilitate, cunoașterea documentelor de transport, cunoaștere bună a utilizării navigației GPS plus coordonate intermediare și WhatsApp, iar cunoașterea unei limbi străine constituie avantaj. Relații la telefon 0764612902. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dacian, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea indisciplinei în rândul bicicliștilor, căruțașilor, conducătorilor de trotinete și pietonilor, având drept scop evitarea accidentelor rutiere în care aceștia sunt implicați. Obiectivul principal al acțiunilor reprezintă reducerea numărului de accidente rutiere în care aceste categorii de participanți la trafic sunt implicați, precum și conștientizarea acestora asupra riscurilor la care se expun prin nerespectarea prevederilor legale. Polițiștii au transmis bicicliștilor și căruțașilor din localitățile Stoina și Logrești recomandări privind importanța deținerii vestelor reflectorizante atunci când circulă pe timpul nopții sau în zilele în care vizibilitatea este scăzută. Oamenii legii au distribuit acestor categorii de participanți la trafic 30 de veste reflectorizante. Polițiștii recomandă căruțașilor și bicicliștilor să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent reflectorizante pe timpul nopții atunci când este ceață sau vizibilitate redusă. Pentru sesiunea octombrie-decembrie 2022, școlile militare de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica, Drăgășani și Petru Rareș Fălticeni scotă la concurs 700 de locuri. Înscrierea candidaților se va realiza prin completarea cererii tip de înscriere care se semnează și se transmite în format electronic scanat în format PDF la adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriagorj.ro în perioada 24 octombrie 4 noiembrie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Formularele tipizate se pot descărca de pe site-ul oficial al unităților de învățământ sau al unității www.jandarmeriagorj.ro. Informații utile suplimentare cu privire la concursul de admitere se pot obține de la personalul specializat de resurse umane din Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj sau la numărul de telefon 0253-215-23, interior 24535, în intervalul orar 8-16.
Temperaturi de vară în prag de iarnă. În ultima săptămână a lunii octombrie, temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius, iar în primele zile ale lunii noiembrie, în unele zone din țară se vor atinge chiar și 28 de grade. Potrivit meteorologilor, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud-estul teritoriului. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile nord-estice, dar și ușor deficitară în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Potrivit unei aplicații de meteorologie, primii fulgi de zăpadă ar putea cădea în București chiar la început de decembrie. Vremea se va răci accentuat la început de decembrie, astfel că pe 3 decembrie este prognozată prima ninsoare. Vor fi 3 grade în 4 decembrie, un grad mai mult pe 5, iar intervalul menționat din 3 până pe 6 decembrie de Moș și Nicolae, putem să ne așteptăm la primii fulgi de zăpadă peste capitală. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-au rămas mult de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi.